Natura este cea care îl inspiră și îl îndeamnă să caute și să transpună în lucrări locurile dragi sufletului. Vorbim despre pictorul George Petrea, care cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani a inaugurat expoziția personală Culoare și Cuvânt. Sunt expuse peisaje, iar alături au fost prezentate și cărțile pentru copii pe care le-a scris și le-a editat de-a lungul anilor. Lucrările Cuibul Părintesc, Casa lui Brâncuș, Părtița din grădina plină de floare și de soare și atâtea alte peisaje pictate de George Petrea transmit starea de spirit ce o trăiește pictorul în fața frumuseții. Pictez numai de natură. Mă să-l caut, uneori chiar am o zi întreagă și nu găsesc. Eu pictez și nu numai asta, eu și scriu. Am 25 de cărți, am copii. În expoziție sunt 67 de lucrări. În toate peisajele acestea se revede și sufletul, și munca, și blândețea omului, la sigur. Suntem aici de drag de domnul Gheorghe Petre, este un locuitor al orașului Ialoveni. Îl prețuim pentru că prin astfel de oameni de creație se duce faima atât a orașului Ialoveni cât și a Republicii Moldova. Iubește natura foarte mult, asta se vede în creația lui și simte, vreau zic, vibrația culorilor, atmosfera anotimpului, de pildă iarnă, primăvară, vară. Un colț de natură care noi nici nu îl observăm așa, dar pictorul observați-l, el transmite nou. Este poetul care merge la natură cu trusa de culori. Practic, în aceste peisaje pe care ne prezintă maestru aici, în această expoziție, este o poezie. Mă bucură faptul că, iată, la această vârstă înaintată a maestrului de 80 de ani, totuși este plină de viață și dornic de a crea, de a face ceva. Și invităm toți cei care iubesc peisajul și, în special, peisajele românești și cele basarabene să vină la această frumoasă expoziție. De luni 24 octombrie, George Petre a fost invitat la o tabără de creație din România, unde va transpune pe pânze pitorescul locurilor din Maramureș. Iar expoziția Culoare și Cuvânt va fi deschisă la Galeria Constantin Brâncuș până în data de 6 noiembrie.